Chiar dacă vor acasă, azi au luat un taxi și au venit la noi să se laude cu noua piesă Teoro și WhatsApp. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Dar bună ziua! Da? Eu o să mă port un microfon imaginar. Am bravo, e foarte bine, e foarte bine. Fără un microfon mă simt ciudat, hai. Bine v-am găsit! Vrei un microfon? Suntem foarte bucuroși să fim alături de voi astăzi. Avem o piesă superbă, se numește Vreau Acasă. Arată-le, mă, nou model de inel din Batistă. Nou model de inel, da, din Batistă. Invenție proprie, știi? Da, azi am de filmat un clip și vreau să mă filmeze post slow motion și când vorbește așa e frumos, că se vede am frumos. Am înțeles. Are niște modenie. Nu, nebunie, are nebunie, și nu, nu. Vă spun sincer. Iubitor de Michael Jackson, semi copy paste. Deci, revenim la sora noastră. Da. Ce vrem noi să vă, dacă așa. Ne permite să ne introducem în discuție. Da. O să cântăm melodia? Da. Mai încolo puțin. Nu-i acum, problem. Noi v-am pregătit un joc. Adică doamna Laura care este... Dar ai zis joc și mi-ai arătat pe mine. Noi v-am pregătit un joc. Adică un joc. Eu sunt jocul? Lasă, nu mă burești tot. Deci, doamna Laura a fost... Domnișoara, da. A fost înscrisă la redacția Jocuri și Concursuri. Da. Și ea a venit cu ideea să vă supună unui test. Adică, o mimă muzicală. Du-le căștile. Da? Așa. Cu cine începem? Cu cine vrei tu? Ca să-mi arăt... Alege tu. Cu cine vrei tu? Respectul pentru sora mea Teoroz. M-am făcut roz în cap. Da. Gata. Bun. Și acum tu ești WhatsApp roz sau cum? Da. Păi facem gang. Gang roz. Are niște scheme în el, nu? Studioul meu, ce culoare e studioul meu? Roz! Deci, noul meu studio, apropo de verdele după tine, da? De un an de zile am început să lucrez cu fratele meu, Boier Bibescu, da? Fondatorul Big Up Music. Așa, sunt prieten cu el de 13 ani și de un an lucrăm împreună și am reușit anul trecut să facem peste 400 de milioane împreună. Toți de euro. Nu, de vizualizări, doamne să trește, de vizualizări. Un euro de vizualizare. Băi, nu mai vorbiți de sume. Hai să ne întoarcem la joc. Stai lângă mine, dragul meu. Față în față. Mă uit acolo. La mine, hai. Nu, că trebuie să, da. Tu auzi. Așa. Tu o să auzi o melodie. Eu nu prea știu să cânt, să știi. Asta nu trebuie să cânti. Trebuie să mimezi. Trebuie să mimezi versurile în așa fel încât Teoroz să-și dea seama despre ce melodie este vorba. Vere, cu masca aia la gură, eu ce o să înțeleg? Păi nu, că mimează. Vrei să mimezi cuvinte? Păi nu, dar poate trebuie să... Mimează cuvintele melodiei. Ia, a început melodia? Hai. Unde te duci? Mă, te duci? Vreau să plec. Să plec. Nu, mai plec, nu mai plec. Pandemia acum. Ce a făcut? Aia. Aș pleca. Aș, da, mi-a pleca. Și tu titlul. Lasă-o, mă. Da, lasă-l. Du așa, adică taxi, du-mă unde vrei. Bravo, mă, bravo. Aia, băi, gata. Ba, adevărul că mima fără mimă din buze. Da, e ceva. Păi ia pune masca la locul. Așa, hai că am. Ce înseamnă? Era gen taxi, gen așa, du-mă unde vrei, așa, dar nu mă duci acasă. Aha. Mai mult data. Așa. Mi s-a stricat și sacul. Mă certa din nou. Gata, ok, nicio problemă. Hai să vedem următoarea melodie. Ia, vezi dacă o știi pe asta, ia. Asta e cu mască, e mai greu. Ia, hai. Ia zi-o pe asta. Aha, umărul a plecat. Așa, hau, mau, hau. Și? Așa, mă, da. Ce? Ce, da? Asta. Nu, lasă, nu zic cu voi, dar fără vorbe, fără. Mai pămut. Da, ia uzi. Ia, mamă, da. Așa. Asta. Așa. Pacă de parfum. Aia de parfum, da. Asta. Exact, tac, pac. Mi-a ce? Nu! Da. E a noastră! Ia, că cum e? Așa mai arată în gesturile alea. Mai arată gesturile alea, care, pe gata, mă, când să... Nu mai știu fără beat. Nu știe fără beat, gata. Țiganii, bă, am băgat tot dansul. Am făcut miros, parfumat, elegant. Așa, gata, acum merge. Da, a fost mai mult pe dans, nu mai asta. Păi da, mă, da, păi merge. Hai cu următoarea. Bravo, lor, hai cu următoarea. Știi? Hai următoarea, da. Știi jumate, un sfert, da. Ia. Ia, ce zice? Băi, nu, că asta nu mai rimă, că doar dansăm ceva. N-are, stai că... Cred că e ceva la utărie veche, după cum arată așa ușurel. Ia. Fără vorbe. Vreau. Nu pot să fac, duci camerea. Buzele tale duci camerea. Hai că da, nu mai pot, gata, mi s-a făcut rău, e rândul tău. Gata. Cu pălăria, că mă lua cu leșin. De ce nu mi-a avut emoții? Păi, dar nu, dar n-am gătit niciun cuvânt de mimat, mai mult am dansat. Da. Păi și dansezi foarte bine. Să nu mai zici cineva? Hai să vedem. Arată-ne tu, arată-i tu, dragă, cum se face. Nu prea te pricep la mimă. Deloc, mă lua cu călduri. Ia. Dacă m-a făcut roz la cap, roz la minte. Ia.
Mamă, ești top. Ai rupt. Ți-ai pus coif. Stelele, luna. Să ducă lumea aia, să fugă, da. Să-ți da. Facă loc, să fii da. Doar tu. Da. Nu? Să nu, nu fii nu. Doar tu, să fie loc nu, pentru nu. Toată lumea sub soare. Îi poți la inimioară, să mm-hmm. facă fiecare ce vrea. Nu? Nu, nu, nu să nu. Nu facă ce vrea. Să nu facă. Să respecte regulile. Că nu e bine, așa, da. Distanța, da, pandemia, da, da. Inimă. Pandemia, da. Să nu se bată inima prea tare. Aia. Ce frumos sună muzica mea. Aia. O, ce melodie. Ai zis bine? N-a zis, da, nu. Îți dai lasă seama. Și tu o cască să-l auzi. Ia auzi ce melodie era. Ia auzi, ia auzi melodia. Mi-am zis toată de ce stai. Stânc, drept. Nu pune la suflet. Asta zic, pentru traducerea. Dar stai mă, ia tu cum pui la suflet. Deci. Ai luat, ai zis, nu e? Pune la suflet. Păi și cum ai mai zis, mare? Păi da, n-ai pus, zi-mă, conjuncția, cum era înainte? Da, greu, greu, greu de limat. N-ai pus negația înainte. Nu, nu, nu. Zici nu. Nu, nu. Pune la suflet. A zis și nu. Dar tu înțelegeai nu că nu e bine. Următoarea, următoarea, gata, ia următoarea, hai să vedem. Ia asta. Ia. Asta. Tu cu mine să nu ți-o mai arzi prost, că dau cu tine de pereți, fac un uragan fac da, în tine. Da, da, da. Asta. Țanca, uraganul, pistol, da, cu apă asta. Față de cum te dau eu pe stelele cerului. Stai cu minte că aia, ești departe, ne poate de noi. Tu cu mine, n-ai ce să vorbim, că fac fulgere. Haide că m-am prins eu, alții nu cred. Fulgere, în not, în not, sunt pe val și iarna și primăvară și toamna, oricând. Ia. Doar pentru că muncesc de acolo, vin în spate și acolo. Mă duc sus de tot. Bravo, excelent, excelent. Ia uite ce piesă era, ia uite asta. S-a zis că e furtună, s-a zis că e furtună. Vă jur că am zis că e... Nu am vrut să câștig. Nu am vrut să câștig. Ia, bă, asta, bă, asta chiar e... Este luna... Hai, poate, poate vrei să o câștig. Ia, 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 martie, luna femeie, deci, na. Da. Ia, ia, hai. Ia, 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 ce mișto sunt eu și cum dansez. Bravo, bravo. Gata, mă. Dansez, nici sori mi-am dansează așa de bine. Fii atent tu pe mine. Ce poze pot să fac când arăt lumii cum mă îmbrac de bine, ai. Sus, sus, de acolo, vin de jos și sus, la final, aia. Mă bag, mă strecor sus. Și tot sus ajung. Aia. Stai cu minte, uite aici poza, atitudine. Bun, bam, dă-i dance, cu tare. Dans, 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 o rup. N-ai prins-o nici pe asta. N-a prins. Refuză. Nu? Nu-i place mie, mamă. Ba da, mă, nu, dar nu vreau să câștig. Zic cum era. Dacă zic, mi-e bine. Știam, știam și de meteo și de bine. Aia. Bă, asta e, bravo. Bă, asta e o tehnică bună, mă puteam să o folosesc la liceu dacă știam, dar nu știam asta. Să te lași bătut. Am vrut să zic. A, da. Da. Eu așa am luat, eu așa am luat 5 mereu la chimie. Asta, am vrut să zic, doamne. Da, am vrut să fiți nevastă, doamna da. Profesoară mai deșteaptă. Mai completam cu alea 3 cuvinte pe care era varianta aia, când tăceai mâl și îți dădea tot profesorul răspunsul. Și ziceai, bravo, corect, am vrut să văd dacă știți dumneavoastră. Da. Bine, cu aceste nostalgii din perioada școlii, luăm o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem negreșit. Și am revenit alături de Theo Rose și WhatsApp, care sunt gata să ne cânte și să ne încânte. Să vorbim un pic despre această piesă, despre această colaborare, dacă puteți să ne dați mai multe amănunte. Sigur, cum are drag. Piesa asta a fost cu dedicație pentru oamenii din diaspora. Așa. Sunt foarte mulți români ai noștri care au plecat și și-au lăsat copiii în țară. Au plecat să le ofere un trai mai bun, dar nu și fericit. Și pentru că noi cunoaștem foarte multe astfel de cazuri, ne-am gândit să facem o piesă despre asta și un videoclip pe măsură și a fost cumva și un strigăt interior de-al nostru, de-a fiecăruia dintre noi, pentru că am scris împreună la piesa asta și povestea piesei a venit cumva de la Oații, care s-a gândit fix la povestea unui tânăr care a fost nevoit să crească în lipsa părinților. Am înțeles. Este o poveste tristă? Este o poveste plină de speranță? E o poveste tristă, doar că nu am redat-o într-o manieră dezastruoasă. S-a mai cântat despre povestea asta în care copiii au pierdut controlul și în lipsa părinților și a educației din partea lor au luat-o pe căi greșite. Noi am prezentat o altfel de poveste, pentru că cunoaștem și cazuri fericite, copii care au muncit și până la urmă și-au îndeplinit visul, chiar dacă au fost departe de ai lor. Așa că piesa noastră despre asta, cam e. Am înțeles. Se vede că ai scris la piesa asta. Da, nu? Da, da, că sunt atașată. Ai un discurs foarte... Păi știu foarte exact, na, din sufletul meu. Știi despre ce e vorba. Bravo, bravo, bravo. Ai ceva de adăugat? Da, am depunctat. Am fost primul om care a plâns pe această piesă. Am plâns cu sughițuri 2 zile. Inițial o scrisesem pentru un alt artist rapper, trebuia să fie pe această piesă. Și când am realizat că textul mi se potrivește foarte mult mie,
după 6 luni în care am făcut neomanele, trapanele, fusion, orice se poartă acum, da? Am auzit o piesă pe stilul meu, cum făceam eu odată, și am zis, bă, îmi doresc foarte mult să fiu pe piesă. I-am rugat să mă primească pe piesă, m-au primit pe piesă, dar între timp eu plângeam, am avut 2 zile de plâns și sora știe mai bine, la un moment dat i-am dat un mesaj și am zis, sunt studio la mine, și acolo zic, felicitări pentru tot anul trecut, sunt okay. foarte mândru de tot ce ai făcut, zic, eu sunt cu lacrimile pe față. Hai să ascultăm și noi melodia. Și dragii mei, înainte să plec, gata, vreau să vă zic, da. Este ultima mea emisiune, vă pup, ne vedem în 2020.